Campionatul european deja a trecut la faza optimilor, așa că am putut trage niște concluzii drastice. România ne-a făcut fericiți și asta este cel mai important. Chiar dacă a fost învinsă clar de naționala Olandei, Anglia este de departe cea mai dezamăgitoare echipă de la acest Euro, având un stil absolut oribil de joc. Franța nu mai este forța de altă dată. Italienii și-au pierdut norocul caracteristic, iar Cristiano Ronaldo a îmbătrânit. Însă, dacă este să vorbim și despre câteva aspecte pozitive, acelea sunt naționala Spaniei, care este fără doar și poate echipa care merită să câștige acest campionat european. Iar în videoclipul de astăzi vă voi prezenta de ce acest lucru. Dar înainte de a începe, aș aprecia dacă ați apăsat pe butonul de like, abonare și chiar alătură-te, pentru a crește această comunitate superbă. În perioada 2008-2012, nicio națională din Europa sau din lume nu putea opri Furia Roja, cu celebra sa tiki-taka, jocul de pase infinit al ibericilor cu care își domina adversarii. Însă după ce generația de aur a Spaniei cu Xavi Hernandez, Andres Iniesta, David Silva, Fernando Torres sau Sergio Ramos a ofilit, Spania a trebuit să schimbe liniile, îmbrățișând un stil de joc mult mai eficient, cu o nouă generație care la Euro 2024 a bucurat pe toată lumea prin meciurile oferite, fiind de departe cea mai ofensivă echipă de până acum. Deși nu a plecat ca fiind una dintre favorite la câștigarea trofeului, acestea fiind Anglia și Franța, Spania este în acest moment echipa favorită la câștigarea Euro, deoarece aceștia au câștigat grupa morții, distrugând echipa Croației cu un 3-0, urmând victorii cu fosta campioană a Europei, Italia și Albania, marcând 5 goluri fără să primească nici măcar unul în faza grupelor. În următoarea etapă a optimilor, Furia Roja a dat peste Georgia lui Kvaratskhelia, care a reușit să înscrie în poarta Spaniei, însă nu a contat pentru că ibericii au revenit cu 4 goluri pe tabela de marcaj, iar acum vor da peste țara gazdă Germania în sferturi la Euro. Spania are de departe cel mai frumos joc, un stil energic, aerisit și ofensiv, unde strălucesc în special fotbaliștii tineri, două nume care stau pe buzele tuturor fiind Lamine Yamal, care, atenție, încă nu a împlinit 17 ani, fiind cotat la 90 de milioane de euro. O sumă mare, dar pe care fotbalistul Barcelonei arată că o merită de fiecare dată când pune piciorul pe minge. Yamal, noul Lionel Messi sau chiar Ronaldinho de pe Nou Camp, s-a închegat în primul 11 al Spaniei, fiind un fotbalist care poate decide fazele de unul singur, având o tehnică excelentă și un stil de pase extrem de precis. Fix în partea opusă a atacului, Spania propune un alt fotbalist foarte tânăr, Nico Williams, în vârstă de 21 de ani, care și-a continuat evoluțiile bune din Primera División, unde evoluează în tricoul lui Atletico Bilbao. Iar la naționala Spaniei, acesta a impresionat, fiind în top 3 cei mai buni fotbaliști de la acest Euro de până acum, reușind aproape toate driblingurile, având și el o tehnică peste medie și o viteză impresionantă, care îl face să-și elimine ușor adversarii din joc și să creeze panică în careul advers. Pe lângă aceste două stele tinere, Spania are în primul 11 unii dintre cei mai buni fotbaliști din lume pe pozițiile lor. Aici mă refer în special la Rodri, care ține incredibil mijlocul terenului, așa cum o face și la Manchester City. Spaniolul este o mașinărie de recuperat și un pasator de senzație, fiind urmașul natural al lui Sergio Busquets. Grimaldo, Cucurella sau Carvajal sunt și ei niște fundași laterali de top care excelează la acest Euro, iar dacă îi mai punem în ecuație și pe Alvaro Morata, un atacant cu experiență care a făcut un sezon bun la Atletico Madrid, sau Fabian Ruiz, care se redescoperă la acest Euro, nu este de mirare de ce Spania este o forță la acest campionat european și nici măcar nu a fost nevoie să-i menționez pe Pedri sau Laporte. Spania are marea șansă de a deveni campioana Europei, record în această competiție, fiind deja de 3 ori campioană, iar trofeul cu numărul 4 se vede, având în vedere forma prin care trece echipa din peninsulă. Aceștia deja au arătat în meciurile mari că se pot concentra și pot câștiga. Au istorie în spate și un viitor luminos în față. Adversarele nu par deloc într-o formă bună, așa că pariul meu pentru Euro este Spania. Sunt curios
care este al vostru, scrieți-mi în comentarii și dacă toți sunteți acolo, nu uitați să apăsați pe butonul de like și abonare. Mulțumesc!